În spatele proiectului orașul meu a stat foarte mult efort. A stat foarte mulți oameni care și-au dedicat timpul lor, au depus efortul lor pentru asta. Mereu mă vedeați doar pe mine în față. Eram eu acel care spunea despre noile proiecte, eram eu acel care ducea totalurile. Și, într-adevăr, proiectul orașul meu a fost inițiativa mea, care am început-o dintr-un vis. Și când am început proiectul, a fost făcut cu principiul ca să oferim orașului înapoi mai mult decât primim de la el. Lucrul ăsta ne-a reușit și noi, într-adevăr, oferim orașul mai mult. Dar și principiul meu în acest proiect a fost să ofer oamenilor care stau în spatele meu mai mult decât am primit de la ei. Și din acest motiv, astăzi am luat o decizie destul de grea să-i spun, și anume de a mă suspenda din funcția de coordonator a proiectului orașul meu și să formez un organ de conducere a proiectului format din 5 tineri care sunt actuali membri a proiectului. Și astfel ca să nu fiu eu acel care ies în față, dar simt noi cei 5 care ieșim în față. Astfel am responsabilizat pe tineri din proiect că aportul lor în proiect și succesul lor personal depinde direct de cât de mult ei donează și de cât mult timp ei donează proiectului. Și de asta, de azi înainte, nu mai sunt eu șeful proiectului orașul meu. Din fericire, din păcate, cred că a venit și timpul pentru mine să fac un pas în urmă. Să-l dau voi la alți tineri să fac un pas înainte. Fost un an minunat. Mulțumesc.